Dragi colegi, dragi studenți, dragi elevi, bine ați venit la Universitatea din Craiova, la 18-a ediție a Zilelor Porților Deschise, care se desfășoară într-un an aniversar al instituției noastre, 75 de ani de la înființarea Universității din Craiova, pe care îi vom sărbători pe parcursul acestui an. Universitatea din Craiova este una dintre cele mai importante universități la nivel național și internațional, fapt demonstrat, dacă vreți, și de aderarea noastră la consorțiul universitaria, cel mai important consorțiu românesc, care adună universitățile de tradiție, universitățile tradiționale din România, dar și aderarea de legătură la un consorțiu european transfrontalier APROS, ceea ce demonstrează și recunoașterea internațională a acestei mari instituții de învățământ superior și ne dă nouă posibilitatea să oferim studenților noștri interșiruri și mobilități în universitățile europene partenere, accesul la baza materială a acestora și, lucru foarte important, recunoașterea diplomelor în țările partenere. Universitatea din Craiova s-a dezvoltat foarte am investit peste 100 de milioane de euro în infrastructura educațională de cercetare, dar și socială. Dacă vreți, au fost reabilitate spații de învățământ, spații de cercetare, dar și facilități sociale la toate cele 18 facultăți ale universității noastre. Și lucrul acesta va continua. Se reabilitează campusul din Bulevardul Decebalu, sediul facultăților de inginerie electrică și automatică. Se continuă reabilitările de campusul de pe calea București, unde am înființat stația ITV. Continuăm cu reabilitarea unor spații de învățământ la departamentul de inginerie și la sfârșitul acestei luni vom inaugura căminul numărul 9 la parterul cea mai modernă policlinică studențească din România. În clădirea centrală au fost investite sume importante pentru reabilitarea spațiilor facultăților de științe și urmează să depunem un proiect pe acest exercițiu european pentru reabilitarea sediului facultăților de economie și administrare a afacerilor, științe sociale și politice. În campusul de la Agronomie am reabilitat căminul numărul 2. Finalizăm în acest an reabilitarea clădirii Facultății de Agronomie și se va reabilita căminul 4. În campusul de pe strada Brestia al Facultăților de Educație Fizică și Sport, definitivăm reabilitarea de clădirii Departamentului de Fizioterapie și construim o sală de sport cabinete de bioterapie și recuperare și patru terenuri de sport în aer liber. La Centrul Universitar Proveta Măsemerit am înființat un centru de învățare și formare prin intermediul căruia am reabilitat 6 spații de învățământ, mobilier, laptopuri, plotere, table inteligente și am achiziționat un simulator de navigație pentru studenții acestei specializări. Am investit în stațiunea didactică Bani Mărăcine, unde deja a fost pus în funcțiune linia de verificație și urmează în cel mai scurt timp și linia de întâlnire, o bază de practică importantă pentru studenții Facultății de Horticultură. Doamnelor și domnilor, Universitatea din Craiova este o universitate centrată pe student, o universitate care are grijă de copiii noștri. De aceea am încercat și am reușit să implicăm cât mai mulți studenți în diferite tipuri de proiecte. Sunt mii de studenți ai universității noastre care participă la proiecte de cercetare naționale și internaționale. Toate cele 12 facultăți ale universității
Universității din Craiova au în derulare proiecte de tip rău pentru reducerea abandonului școlar. În plus, prin intermediul Centrului de Resurse și Angajament Ford, studenții noștri se implică și în antreprenoriatul social. 20 de proiecte implementate de voluntarii Universității din Craiova s-au derulat în ultimii 4 ani, proiecte extrem de interesante pentru comunitate. Dacă vreți, de la uleiul sat menajer care se transformă în săpun, până la biciclete în campusurile universității, un proiect foarte frumos prin care studenți de la Facultatea de Litere asigură cursul de limba engleză, franceză, spaniolă, germană și italiană copiilor din medii defavorizate, sau un alt proiect de agricultură ecologică prin care studenții noștri au înființat 3 sere în care sunt plantate legume bio și care sigur ajung la familii din medii defavorizate. Și nu ne vom opri aici, pentru că vedeți, orașul, municipiul Craiova s-a dezvoltat din ce în ce mai mult în ultimul timp. Avem, iată, un centru vechi în care putem socializa, avem Teatrul Național Marin Sorescu, avem filarmonică, avem operă, avem stadion, dar avem un dezavantaj. Suntem la copii, nu avem nici mare, nu avem nici mult. Și de aceea ne-am gândit și în parteneria cu Primăria Municipiului Craiova și cu Consiliul Local Craiova, în următoarea perioadă vom înființa în Parcul Romanescu o pistă de carturi electrice pe vechiul velodrom, iar în Parcul Tineretului un base camp, un centru de atracție cu 5 trasee diferite prin care copiii, adolescenții și adulții pot să-și testeze limitele. Iată că Universitatea din Craiova este o universitate care se implică în comunitate, o universitate care are grijă din ce în ce mai mult ca studenții noștri să fie pregătiți atât din punct de vedere profesional, dar să fie pregătiți și ca oameni și să-și găsească foarte repede un loc pe piața muncii la momentul absolvirii. Sunt onorat să mă aflu astăzi aici, continuând parteneriatul început, așa cum spunea domnul rector, de ceva timp, un parteneriat care, pe măsura trecerii timpului, se dezvoltă, un parteneriat care nu e unidirecțional doar de sus în jos, ci este bidirecțional, este un parteneriat în care credem și simțim acest lucru. Se poate vedea prin exemplele de bună practică de colaborare între Universitatea din Craiova și Inspectoratul Școlar, exemple vii, exemple trăite de noi numai de vreme de acum câteva zile, când am avut onoarea de a fi găzduiți de către Universitatea din Craiova și noi aici, în a prezenta oferta educațională pentru învățământul liceal. Iată că acum suntem și noi parteneri ai Universității din Craiova din cealaltă postură, în calitate de potențiali studenți, viitori studenți. Există o legătură foarte strânsă între Universitatea din Craiova și Inspectoratul Școlar. Vreau să spun că cea mai mare parte a profesorilor universitari din cadrul Universității din Craiova sunt produsul învățământului preuniversitar dorjean. Și iată că se poate, dacă voi, dragi copii, veți alege în carieră calea cea bună, puteți ajunge aici, urmând cursurile Universității din Craiova, urmând cursurile facultăților din cadrul Universității din Craiova, puteți ajunge profesor.
profesori universitari, puteți ajunge ingineri nepregătiți, puteți ajunge orice vă doriți. Orientarea în carieră trebuie să pornească din clasele mici și sunt convins că prin acest parteneriat, repet, atât de sus în jos, cât și de jos în sus, lucrul acesta va fi transmis tuturor. Vă urez și eu mult succes la examenele ce urmează pentru voi și nu uitați, alegeți Universitatea din Craiova, pentru că se poate și se învață carte. În închiderea acestui moment festiv, o să vă rog, dragi copii și dragi colegi din Învățământul Preuniversitar, să vizitați standurile celor 12 facultăți, să puneți întrebări. La standuri se găsesc studenții noștri și colegii mei. Puneți întrebări despre oferta educațională, despre condițiile de învățământ, despre condițiile de trai, pentru a putea alege corect specializarea pe care vreți să o urmați. Vreau să vă spun că, deși în ultimii ani numărul de locuri bugetate la nivel național scade, și anul acesta sunt 2000 de locuri la licență și 1000 de locuri la master, mai puține decât anul trecut, Universitatea din Craiova, ca urmare, a unor anumite foarte, foarte bune, nu au de suferit. Punem la dispoziție pentru sesiunea de admitere iulie și septembrie 2900 de locuri la licență și 1750 de locuri la master, același număr de locuri bugetate ca și anul trecut. Aveți de unde alege, suntem singura universitate din România care acoperă toate domeniile fundamentale, sigur, cu excepția medicinei, așa că avem specializări socio-umane, specializări tehnice, specializări STEM. Fiecare dintre dumneavoastră, dragi copii, își va găsi un loc în această universitate. O să fie mulțumindu-vă pentru participare la acest moment de deschidere. Vă rog să vizitați standurile și mâine